Numele meu este Andrei Cruitoriu și vă spun un bun venit la un nou episod din seria Apologia. Știu că subiectul pe care îl voi aborda pentru unul dintre dumneavoastră este sensibil și este sensibil și datorită faptului că persoanele care susțin ideea pe care eu o voi ataca în acest episod sunt niște persoane pe care probabil le respectați. De aceea vă spun de la început că intenția mea și demersul meu nu este împotriva unui persoane. Nu este împotriva unui cult, unei denominații și așa mai departe, ci este împotriva unor idei pe care le consider periculoase, pe care le consider a fi un atac la Evanghelie. Și sunt niște idei care lasă un impact uh, profund în viețile oamenilor, de aceea este important să auzim o altă perspectivă, să aflăm care este adevărul despre uh, subiectul adus în discuție. Astăzi voi trata. Subiectul iertării păcatelor, dacă păcatele sunt iertate în totalitate, dacă sunt iertate în momentul convertirii, dacă sunt iertate la cruce, dacă sunt iertate pe parcurs, treptat și așa mai departe. Acest subiect este de maximă importanță pentru fiecare dintre noi, pentru că vizează mântuirea noastră, destinul nostru veșnic. Pentru început, voi invit să vizualizăm împreună un clip în care fratele Moise Ardelean este intervievat uh, la Credo TV. Pe subiectul de la mântuire la răpire prin har. În aceste afirmații vom depista împreună sper câteva erori majore care se fac cu privire la subiectul mântuirii și iertării păcatelor. Haideți pentru început să ascultăm. Evident, ca să fiu mântuit, trebuie să cred, da? Și harul pe care îl primesc asigură iertarea păcatelor a tuturor păcatelor pe care le-am făcut până în momentul în care cred. Dar harul pe care îl primesc mă și eliberează din punct de vedere spiritual, pentru că eu cred în Domnul Isus Hristos, în jertfa Lui de pe cruce, care este o jertfă de ispășire, acopere trecutul vinovat, e o jertfă de răscumpărare, mă eliberează din sclavia spirituală și mă face un om liber în Hristos. Domnul Iisus, sigur, a murit pentru păcatele noastre și, în momentul în care cred, s-a rezolvat trecutul meu. Unii spun că s-au iertat păcatele și trecute și prezente și viitoare, deci pot să păcătuiești oricât că deja s-au iertat când te-ai întors la Domnul. Eu nu îmbrățeșesc o asemenea concepție. Asta. Prima învățătură evidentă este că ne sunt iertate doar păcatele pe care le-am făcut până la convertire. Și întrebarea este ce implicații are acest adevăr, dacă este un adevăr și ce implicații are. În primul rând, Biblia nicăieri nu spune implicit sau explicit că ne sunt iertate doar păcatele pe care le-am făcut până în momentul convertirii. Nicăieri în Biblie nu găsim afirmația aceasta. Nicăieri în Biblie. Să spui un asemenea lucru înseamnă să faci un atac la însă și lucrarea mântuirii. Domnul Iisus Hristos a venit să aducă cunoștința iertării păcatelor. Aș putea să vă citesc versetele la rând care arată lucrul acesta. Domnul Iisus inaugurează nouul legământ și spune, acesta este sângele meu, sângele legământului celui nou care se varsă spre mult spre iertarea păcatelor. Cred că era important pentru ei să știe că le sunt iertate doar anumite păcate, da? Că le sunt iertate doar păcatele pentru un anumit moment, până în momentul convertirii. Domnul nu spune lucrul acesta. De asemenea, Domnul Isus Hristos când vorbește despre marea trimitere, despre propovăduirea care urma să se facă în numele Lui, El spune să se propovăduiască tuturor neamurilor în numele Lui pocăința și iertarea păcatelor. El nu spune, propovduiți-le și spuneți-le că le sunt iertate doar păcatele pe care le-au făcut până la botez sau până momentul convertirii. Și este interesant că nici persoanele care susțin doctrina aceasta nu spun public deschis și la evanghelizările lor, ascultați. Nu vă sunt iertate toate păcatele, ci doar păcatele pe care le-ați făcut până în momentul convertirii. De acum înainte vom vedea ce se întâmplă. Vă puteți pierde mântuirea, vă puteți pierde pe drum, vă puteți lepăda, vă puteți pierde credința. Nu auzi lucrurile astea spuse la evanghelizări. De ce? Ar fi cinstit să le spui exact ce mântuire le livrezi. Ar fi cinstit să le spui că le livrezi o mântuire în care au iertare păcatelor doar până în momentul convertirii și că restul păcatelor se rezolvă într-un alt mod, așa cum spune persoana care îl intervievează pe fratele Moise Ardelean. Problema păcatelor prezente și viitoare trebuie rezolvate, cred eu, uzând de uh, alte deci, de poziția Domnului Iisus ca mare preot. De asemenea, când vă uitați în Faptele Apostolilor, capitolul 2, capitolul 3, capitolul 5 și așa mai departe, în propovăduirea apostolilor se vede o promisiune a iertării păcatelor fără niciun fel de excepție. Ei nu categorisesc păcatele, nici în funcție de gravitate, nici în funcție de timp, nici în funcție de etapa vieții în care au fost făcute. Fapte 5 cu 31. Pe acest Iisus Dumnezeu l-a înălțat cu puterea lui și l-a făcut domn și mântuitor ca să dea lui Israel pocăința și iertarea păcatelor. Același lucru pe care Domnul Iisus Hristos l-a poruncit. Asta a fost propovăduirea, proclamarea, evanghelia pe care au vestit-o apostolii. Dacă ne uităm la pasajele doctrinare, lucrurile sunt la fel de clare. Efesiuni 1, Coloseni 1, în el avem răscumpărarea prin sângele lui, iertarea păcatelor iertarea căror păcate. Autorul ar duce în eroare constant, constant, constant audiența dacă n-ar fi lămurit care păcatele sunt iertate. Imaginați-vă că epistolele și evanghelie la început în biserica primară n-au venit toate la pachet. Canonul s-a scris în timp. Oamenii aceștia au primit epistola către Efeseni. Ce înțelegeau eu despre iertarea păcatelor? Că le sunt iertate doar păcatele până la botez sau până la convertire? Nici vorba de așa ceva. Ce înțelegeau frații din uh, Colose? Că le sunt iertate doar o parte din păcate? Nici vorba de așa ceva. Ce înțelegeau destinatarii cărții evrei? Vă citesc câteva versete. Evrei 9 cu 26. Pe când acum la sfârșitul viacurilor s-a arătat o singură dată ca să șteargă păcatul prin jerfa sa. Vorbește despre tot păcatul la singular. Păcatul prin jerfa sa. A șters Domnul Iisus, tot păcatul prin jerfa sa, Da sau nu? Mă gândesc că nici măcar frații nu vor nega lucrul acesta. Pentru că în ce temelie, în ce bază ni se iartă păcatele făcute după ce ne-am convertit? Nu tot în jertfa Domnului Iisus Hristos? Dacă da, ar trebui spus foarte clar lucrul acesta. Toate păcatele ne sunt șterse în jertfa Domnului Iisus Hristos. Evrei 10, de la 10 la 12. Prin această voi am fost sfințiți noi și anume prin jertfirea trupului lui Hristos odată pentru totdeauna. Și în context se vorbește despre iertarea păcatelor s-a făcut o iertare a păcatelor odată pentru totdeauna. Și pe când orice preu face slujba în fiecare zi și aduce de multe ori aceleași jerfe, care niciodată nu pot șterge păcatele, de vedeți că contextul este ștergerea păcatelor, el din potrivă, după ce a adus o singură jerfă pentru păcate, s-a așezat pentru totdeauna la dreapta lui Dumnezeu. Așezarea Domnului Iisus ca mare preot la dreapta lui Dumnezeu arată încheierea lucrării ispășirii ceea ce pentru marii preoți din vechiul legământ nu era niciodată posibil acest lucru pentru că ei trebuiau să aducă în continuu jerfe pentru păcate, pentru că păcatele nu puteau fi șterse prin acele jerfe. Asta spune autorul aici. Dar Domnul Iisus s-a așezat pentru că lucrarea ispășirii este încheiată. Se șterg sau șters păcatele pentru totdeauna, odată pentru totdeauna. Evrei 10, 16 la 18. Iată legământul pe care îl voi face cu ei după acele zile, zice Domnul. Asta este natura noului legământ. Voi pune legile mele în inimile lor, le voi scrie în mintea lor, adaugă, și nu voi mai aduce aminte de păcatele lor, nici de fără de legile lor. De care dintre ele? Nu face nicio categorisire. Dar acolo unde este iertare de păcate, nu mai este nevoie de jertfă pentru păcat. Vedeți așadar că peste tot în Sfânta Scriptură se vorbește despre o iertare de plină a păcatelor. Nu iertarea unor păcate, o iertare pe etape a păcatelor, ci despre o iertare completă odată pentru totdeauna a tuturor păcatelor. Acum, confuzia care se face aici este între procurarea iertării păcatelor care s-a făcut la crucea de la Golgota și aplicarea acestei iertări a păcatelor. Procurarea iertării păcatelor s-a făcut odată pentru totdeauna complet la crucea de la Golgota a tuturor păcatelor. Asta a făcut Domnul Iisus Hristos. Aplicarea iertării păcatelor nu se face în momentul în care eu m-am născut, ci aplicarea acestei iertări a păcatelor se face în momentul convertirii. De asemenea există o distinție între cumpărarea iertării păcatelor la crucea de la Gorguta, aplicarea iertării păcatelor în momentul convertirii și percepția pe care eu o am prin credință a acestei iertări a păcatelor. Percepția iertării păcatelor poate să fluctueze, dar iertarea păcatelor este un lucru care se face odată pentru doi și rămâne o realitate neschimbată. Sunt niște distinții pe care trebuie să le facem între aceste trei lucruri: procurarea iertării păcatelor, aplicarea iertării păcatelor și percepția pe care eu o am de-a lungul vieții asupra iertării păcatelor mele. Confuzia mai mare care se face este între efectul păcatului în relația omului necredincios cu Dumnezeu și efectul păcatului în relația omului credincios cu Dumnezeu. Efectul păcatului în relația omului necredincios cu Dumnezeu este că acest păcat întreține dușmânia între om și Dumnezeu. Omul nu este în păcat cu Dumnezeu. Efectul păcatului între credincios și Dumnezeu este că se răcește, se întrerupe parțial, temporal, părtășia omului cu Dumnezeu. Sunt două chestiuni total diferite. Îs doi oameni diferiți, îți două relații diferite, îs două situații diferite, îs două efecte diferite ale păcatului. În primul caz, omul este despărțit de Dumnezeu, este judecat, condamnat înaintea lui Dumnezeu până în momentul în care se întoarce la Dumnezeu. În al doilea caz, omul este mântuit, rămâne socotit, neprihănit, este în continuare locuit de Duhul Sfânt, este în continuare regenerat, dar părtășia lui cu Dumnezeu cunoaște o întrerupere parțială, temporară distinția este ca de la cer la pământ. Omul acesta nu își pierde îndreptățirea. Omul acesta nu își pierde iertarea păcatelor. Ci el are nevoie să se mărturisească pentru ca conștiința lui să își aplice din nou. Sieși iertarea păcatelor care există deja în jertfa Domnului Iisus Hristos. Lucrurile trebuie să fie foarte clare în privința aceasta. Se transmite implicit ideea că după convertire ar exista o altă temelie a iertării păcatelor. Altă temelie decât jertfa Domnului Iisus Hristos. Ceea ce este eronat. Nu există nimic care să poată șterge păcatele noastre decât jertfa Domnului Iisus Hristos. Și lucrul acesta s-a făcut la crucea de la Golgota odată pentru totdeauna. Domnul Iisus Hristos nu poate șterge altfel păcatele noastre decât prin jertfa Lui. Confuzia crasă care se face este că nu se distinge foarte clar momentul procurării iertării păcatelor și momentul aplicării iertării păcatelor. Domnul Iisus ne iartă toate păcatele în jertfa sa. Cele făcute înainte să ne convertim, cele făcute după ce ne-am convertit. Dar aplicarea acestei iertări a păcatelor se face tot pe baza jertfei Domnului Iisus Hristos, tot pe baza morții Domnului Iisus Hristos, dar se face prin mijlocirea Domnului Iisus Hristos. Dar temelia, baza rămâne aceeași. A induce cumva ideea că există o altă temelie, o altă bază a iertării păcatelor de după momentul convertirii este fatal, este fals, este o lovire în însă și esența Evangheliei. Acum vreau să ascultați această caricaturizare și această ieșire publică, ironică, sarcastică față de doctrina iertării tuturor păcatelor. Unii mă întreabă de ce ești public, de ce nu-i contactezi privat pe... Acești oameni. Pentru că ei au ieșit public, pentru că ei au ieșit public cu sarcasm, ironic, la adresa unei doctrine pe care o consider din Sfânta Scriptură. Și consider că este normal ca și eu să răspund public la chestiunea asta. Ascultați ce spune ei despre doctrina iertării tuturor păcatelor. Domnul Isus sigur, a murit pentru păcatele noastre și în momentul în care cred, s-a rezolvat trecutul meu. Unii spun că s-au iertat păcatele și trecute și prezente și viitoare. Deci pot să păcătuiești oricât că deja s-au iertat când te-ai întors la Domnul. Eu nu îmbrățeșez o nu de concepție. Asta. Aceasta este învățătura reformatorilor, aceasta este învățătura Sfintei Scripturii. Iar acești doi oameni o neagă. Unul dintre ei o ironizează și o caricaturizează. O prezintă într-un mod fals. Niciodată reformatorii, de exemplu, n-au crezut, n-au afirmat, n-au promovat așa ceva. Nu știu pe nimeni care să creadă în iertarea tuturor păcatelor sale și care să spună așa ceva. Oh, deci pot să trăiesc cum vreau eu, pot să fac ce vreau eu. Nu știu pe nimeni. Deci nu știu despre cine vorbiți. Cine sunt oamenii aceia care spun lucrurile astea? Cine? Vreau să-i cunosc și eu. Vreau să știu și eu omul acela care a spus lucrurile acestea. Chiar dacă le-ar fi spus, chiar dacă ar exista un asemenea om, faptul că un om pervertește. Faptul că un om distorsionează, faptul că un om duce la niște implicații greșite învățătura Sfintei Scripturi, nu înseamnă că aceea nu mai este învățătura Sfintei Scripturi. Și nu înseamnă că eu trebuie să ciutesc din învățătora Sfintei Scripturi doar pentru că cineva abuză de ea. Dar este important că acești oameni aduc în discuție aspectul acesta pentru că ei sugerează următorul lucru. Dacă crezi în iertarea tuturor păcatelor tale, cele făcute înainte de convertire, cele făcute după convertire, atunci lucru acesta te va duce la trăire în păcat. Ceea ce îmi spune mie că ei cred că a crede doar în iertarea păcatelor până la momentul convertirii ar promova cumva Sfințenia, pentru că tu nu știi că celelalte păcate îți sunt iertate, da? nu ai siguranța aceasta și asta trebuie să te faci atent, să trăiești cu atenție, să nu păcătuiești, pentru că păcatele celelalte încă nu -ți sunt iertate. Ce cred acești oameni despre motivația care trebuie să stea în spatele Sfințirii? Nu iertarea tuturor păcaturilor, nu conștientizarea, siguranța iertării tuturor păcatelor mele stă în spatele Sfințirii, ci altceva. Care e acel lucru? Care e acel lucru? Cu alte cuvinte, convingerea că nu ți sunt iertate to toate păcatele stă în spatele Sfințirii tale? Nesiguranța iertării păcatelor stă în spatele Sfințirii tale? Nesiguranța într-o evanghelie completă, într-o jerfă care a spălat complet toate păcatele, asta te face pe tine să te sfințești? Asta este alta evanghelie în practică. Eu nu spun că în teorie acești oameni nu predică Evanghelia, dar în momentul acesta ei nu predică Evanghelia completă. Dacă tu crezi în iertarea tuturor păcatelor tale și ești născut din nou și ești locuit de Duhul Sfânt, niciodată nu vei spune am iertat toate păcatele, deci pot să trăiesc cum vreau eu. Niciodată nu vei spune lucrul acesta. De ce? Pentru că ești născut din nou. Pentru că ești născut din nou. Pentru că Duhul Sfânt este în tine. Și vei spune exact ca Apostolul Pavel. Ce vă zice dar? Să păcătuim ca să mulțească harul? Nici de cum! Noi care am murit față de păcat, cum să mai trăim în păcat? Cu alte cuvinte, Apostolul Pavel suprapune pe doctrina iertării păcatelor doctrina regenerării. Un om care are toate păcatele iertate nu trăiește în păcat pentru că este născut din nou. Nu pentru că nu este sigur de mântuirea lui. Nu pentru că nu este sigur de iertarea tuturor păcatelor lui. Observați apoi că Dumnezeu spune că omul credincios are păcatele iertate prin mijlocirea Domnului Isus Hristos prin poziția Domnului Isus de mare preot. Nu cred. Problema păcatelor prezente și viitoare trebuie rezolvate cred eu, uzând de uh, alte... Deci, mă rog, de poziția Domnului Isus ca mare preot. A fi sigur, de poziția Domnului Isus ca mare preot, prin care ți se iartă păcatele de după momentul în care te-ai convertit, n-ar duce la același lucru, la aceeași practică de trăire în păcat. Vedeți așadar că n-am scăpat deloc de abuzul pe care pot să-l facă oamenii nenăscuți din nou asupra acestei doctrine a mântuirii. Și anume că ei se gândesc, domnule, dacă Domnul Isus este mare preot și poate să-mi ierte păcatele de după momentul convertirii, înseamnă că pot să trăiesc cum vreau eu. Abuzul se poate face în orice situație. Când ai oameni nenăscuți din nou, indiferent ce doctrină, indiferent ce aspect doctrinar din Sfânta Scriptură ai prezenta, ei îl vor abuza. Ei îl vor abuza. Soluția nu este să Stai din doctrina Sfintei Scripturi ca să nu mai trăiască oamenii în păcat. Ce vom face acum? Vom nega sau vom neglija doctrina aceasta a mivlocirii Domnului Iisus Hristos prin care ne sunt iertate păcatele de după momentul convertirii? Nu! Nu! Ci vom predica despre doctrina nașterii din nou. Și vom spune că cei care abuză doctrina mântuirii, doctrina iertării păcatelor, doctrina mivlocirii Domnului Iisus Hristos, nu sunt născuți din nou. Știți ce este interesant? Ce este la propriu trist? Că oameni care trebuie să predice Evanghelia și citesc epistolele Apostolului Pavel, aduc aceeași acuzație doctrinei iertării păcatelor, doctrinei iertării tuturor păcatelor, pe care au adus-o opozanții Apostolului Pavel față de doctrina Harului susținută de Apostolul Pavel. Ascultați! Romani capitolul 3, versetul 8. Și de ce să nu facem rău ca să vină binele din el, cum pretind unii care ne vorbesc de rău, că spunem noi o acestor oameni este dreaptă. Ascultați bine ce spune. Unii oameni spun despre noi. A, să facem rău ca să vină bine din el. Oamenii aceștia ne vorbesc de rău. O acestor oameni este dreaptă. Romani 6 cu 1. Ce vom zice dar? Să păcătuim mereu ca să se mulțească harul? Nici de cum. Romani 6, versetul 15. Ce urmează de aici? Să păcătuim pentru că nu mai suntem sub lege, ci sub har? Nici de cum. Și soluția pe care o introduce Apostolul Pavel nu este să taie din harul lui Dumnezeu. Să taie din doctrina îndreptățirii prin har. Să taie din doctrina iertării păcatelor. Soluția pe care o introduce Apostolul Pavel sau lămurirea pe care o dă Apostolul Pavel nu este. Hei, ascultați, nu aveți iertate toate păcatele. Nu abuzați de harul lui Dumnezeu. Nu fiți siguri de iertarea tuturor păcatelor, că asta nu este o realitate. Nu asta e lămurirea pe care o dă Pavel. Dar asta este lămurirea pe care o dau ei. Soluția pe care o dă Pavel nu este să nege că avem iertate toate păcatele, trecute, prezente și viitoare. Dar asta este soluția pe care o dă ei. Soluția pe care o dă Apostolul Pavel nu este să spună, vedeți că harul Dumnezeu de după momentul convertirii e condiționat de trăirea voastră. Dar asta e soluția pe care o dau ei. Există o discrepanță, o distanță infinită între învățătura Apostolului Pavel despre mântuire și învățătura acestor oameni despre mântuire, despre har, despre iertarea păcatelor. Acum vreau să introduc al doilea subiect prezentat de frații aceștia, prin care ei, bineînțeles, sunt angajați cu toată forța în demersul acesta pentru a promova sfințenia și pentru a împiedica audiența să scoată din învățătura Sfintei Scripturi vreo scuză pentru a trăi în păcat. Haideți să auzim argumentul. Cine a fost mântuit prin har și a experimentat nașterea nou, din nou, a devenit un om nou. De regulă de principiu el nu păcătuiește. Cine din Dumnezeu nu păcătuiește, nu-și face o natură din a păcătui, nu, nu păcătuiește Păcatul, mereu. Păcatul, greșeala sunt accidente care se întâmplă pe drumul vieții. Noi suntem într-o bătălie spirituală foarte grea și este cu neputință să nu mai greșim și să nu păcătuim. În mediu evanghelic, ideea că păcatele pe care le facem sunt accidentale, în general, este foarte larg răspândită și a fost răspândită de la anvoane. A fost răspândită prin broșuri, a fost răspândită prin cărți, a fost răspândită în fel și chip. Și această doctrină este sumarizată în felul următor. Credinciosul nu face decât păcate accidentale, involuntare, inconștient. Necredinciosul face păcate voluntare, premeditate, conștientă. Dacă un credincios face păcate ca cel necredincios, adică voluntar, conștient, premeditat, atunci el își pune în pericol mântuirea și își poate pierde mântuirea. O asemenea idee că tu ca și credincios nu faci păcate voluntare este eronată în practică, dar asta împiedică pocăința sinceră și asumarea păcatului. Împiedică pocăința sinceră. De aceea în bisericile noastre auzim mereu rugăciuni, Doamne, dacă am păcătuit, Doamne, poate am păcătuit, Doamne, iartă, ne suntem țărână, Doamne, știi cât de slabi suntem. Și oamenii se scuză se scuză în loc să se pocăiască sincer și să se asume păcatul. Asta se întâmplă când promovezi o asemenea doctrină. Omul nu își asumă păcatul. Omul nu se pocăiește sincer. Omul nu își ia responsabilitatea pentru lucru pe care l-a făcut. De ce? Pentru că el spune că nu l-am făcut voluntar. Am fost inconștient. L-am făcut accidental. M-am aflat în nu știu ce stare. În al doilea rând, această doctrină duce la ipocrizie și în biserică și la mărturisiri publice superficiale oamenii nu și asumă și nu devin responsabili public în biserică de păcatele lor. Mărturisirile sunt foarte, foarte superficiale. De ce? Pentru că dacă ar face mărturisirea păcatelor lor cu adevărat, atunci biserica ar spune, mă stai că ăsta a făcut un păcat voluntar. Și omul știe că biserica se așteaptă ca nimeni să nu facă mărturisirea păcatelor voluntare. De ce? Pentru că credincioșii nu fac păcate voluntare. De aceea mărturisire publice în adunare Rugăciunile de mărturisire a păcatelor sunt jalnice, sunt superficiale, sunt pline de ipocrizie. În al treilea rând, asta duce la bătătorirea conștiinței. Pentru că omul încearcă să se convingă pe sine că n-a făcut păcate voluntare, că n-a făcut păcate premeditate. În al patrulea rând, filozofia asta, doctrina asta, transmite ideea că suntem totdeauna pe modulul inconștient involuntar. Ce ce este fals? Dacă stai sincer să te gândești la viața ta, îți dai seama că lucrul acesta este fals. În general ești conștient în general faci lucrurile voluntar, premeditat. Anca nu stai să calculezi uh, jumătate de oră înainte de a face orice păcat, asta este cu totul altceva. Dar nu poți să spui că n-ai fost conștient și n-ai făcut un păcat voluntar. În al cincilea rând, se pune foarte serios întrebarea cu privire la natura lucrării Duhului Sfânt din viața ta și a nașterii din nou. Dacă tu nu ești conștient, de ceea ce faci? Se pune foarte serios întrebarea, ce a făcut nașterea din nou în viața ta? Ce a făcut lucrarea Duhului Sfânt în viața ta? Dacă tu ești inconștient și faci lucrurile involuntar. Nu ți dai seama de ce e ce faci. În al șaselea rând se confundă păcatul voluntar cu păcatul cu voia descris în Evrei capitolul 10. În Evrei capitolul 10 se vorbește despre un păcat premeditat de lepădarea creștinismului, de apostazie, de abandonare a întregului sistem creștin. Nu se vorbește despre un păcat voluntar. Sunt două chestiuni diferite. Păcatul voluntar este un păcat pe care îl face orice creștin, păcatul cu voia este păcatul pe care îl face un om care a intrat în comunitatea creștină și a asumat pentru o perioadă învățătura creștină, practica creștină și apoi dă cu ea pe geam. Dar sunt două chestiuni total diferite. Este o confuzie crasă care se face între cele două lucruri. În al șaptelea rând, cum am mai spus deja, dacă lucrurile astea în felul acesta, că ne-ar fi iertate doar păcatele până la botez sau convertire, și că după aceea facem doar păcate accidentale, lucrul acesta ar trebui transmis foarte clar în evangelizare și ar trebui ca oamenii să nu fie înșelați și să li se spună clar ce îi așteaptă. În al mi rând, mie mi se pare că omul neconvertit sau omul care este în momentul convertirii se află într-o stare mai bună decât omul de după momentul convertirii. Într-un sens, gravitatea păcatelor este mai mare, dar... Noi nu suntem într-o poziție inferioară din punct de vedere spiritual în relația cu Dumnezeu. Păcatele ne sunt iertate pentru totdeauna. Puterea pe care o avem împotriva păcatului este mult mai mare. Experiența, lucrarea Duhului Sfânt este mult mai intensă. Nu suntem în inferioritate. Apoi există o definire imprecisă a păcatului cu voia. Păcatului voluntar. Ce înseamnă în lucrul ăsta? Gândiți-vă puțin. Frica, rușinea, boala, deficiențele de personalitate, obiceiurile împământenite în viața noastră, persecuția, prigoana, rușinea, slăbirile temporare ale sufletului nostru sau ale trupului nostru. Toate lucrurile acestea contribuie la un păcat. Mai este păcatul voluntar dacă sunt afectat de toate lucrurile pe care le-am descris eu? Ce este un păcat voluntar? Ce este un păcat făcut în mod conștient? Noi trăim într-o viață în care suntem influențați de atâția factori. Trăim într-o viață în care suntem influențați de factori pe care i-am spus până acum și mulți alți factori. Este un păcat voluntar dacă eu sunt acoperit de toți factorii aceștia? Bănuiesc că rămâne în continuare un păcat voluntar. Unii ar spune, a, păi așa nu mai este un păcat voluntar, că nu ai fost complet în controlul situației. Niciodată nu suntem complet în controlul situației, asta înseamnă că niciodată nu facem păcate voluntare. Vedeți, definirea imprecisă duce la semnea confuzii. Această învățătură duce la coborârea standardelor lui Dumnezeu la tratarea standardelor lui Dumnezeu doar din punct de vedere exterior legalist. La o încercare de a atinge standardele lui Dumnezeu din exterior. Doctrina asta te duce să-ți ignori păcatele lăuntrice, care sunt păcate voluntare. Asta mi se pare mie cel mai direct mod de depreciere a jertfei Domnului Iisus Hristos. Jerfa Domnului Iisus Hristos șterge doar păcatele nepremeditate. Nu, jerfa Domnului Iisus Hristos poate să șteargă orice păcat. Păcatele voluntare, păcatele conștiente, păcatele premeditate. Jertfa Domnului Iisus poate să facă lucrul acesta. Asta este învățătura uh, care trasează calea cea mai scurtă, cea mai directă, cea mai rapidă spre depresie spirituală și manipulare. Dacă ați făcut păcate cu voia, nu e iertare. Dacă ați făcut păcate cu voia, e grav, nu știm dacă sunteți mântuit. Și așa mai departe. Asta te aruncă, te aruncă foarte rapid în depresie spirituală și asta dă material foarte foarte ușor de manevrat Pentru predicatori În ce privește starea audienței În final, acesta este un test fals Testul nu este Dacă am făcut un păcat cu voia sau fără voia Nu, ăsta este testul Biblia nu ne prezintă testul acesta Testul pe care Biblia ne-l prezintă Pentru a ne verifica starea noastră spirituală Este dacă trăim în păcat Nu dacă facem păcat cu voia Dacă trăim în păcat Dacă viața noastră este caracterizată de păcat Dacă trăim într-un stil de viață de păcat dacă ne uităm la toate domeniile vieții noastre și vedem o trăire continuă în păcat, persistența, perseverența, continuitatea în păcat este o dovadă a lipsei nașterii din nou, a faptului că nu suntem mântuiți, nu suntem îndreptățiți. Nu faptul că la un moment dat sau altul am făcut păcat voluntar. Nu acesta este testul prezentat de Sfânta Scriptură. Acum aș vrea să mai aduc un cuvânt de lămurire. În jertfa Domnului Iisus Hristos ne sunt iertate toate păcatele. Asta s-a întâmplat la cruce. În momentul convertirii noi suntem socotiți neprihăniți sau îndreptățiți. Întrebarea este, dacă îmi sunt iertate doar păcatele pe care le-am făcut până în momentul convertirii. Când am făcut un păcat, voluntar sau involuntar, în calitate de credincios, mai sunt eu socotit îndreptățit? Dacă da, cum pot fi socotit, îndreptățit, socotit, neprihănit, înaintea lui Dumnezeu, și în același timp să n-am un păcat iertat? Cum? Este absurd. Este absurd. Dacă sunt socotit neprihănit, sunt socotit neprihănit. Am păcatul iertat. Asta înseamnă -i doctrina îndreptățirii. Asta înseamnă să fii socotit neprihănit. Dacă a fi îndreptățit este un aspect nealterat. Și sfințirea este un aspect care cunoaște un proces, o ascensiune. Atunci, indiferent de păcatul pe care l-am făcut, eu rămân socotit neprihănit. Da? Nu pot să fiu socotine neprihănit și în același timp să nu am păcatul iertat. Ce absurd este să spui, ce aberant este să spui că, deși ești socotine neprihănit, din momentul înfăptuirii păcatului până în momentul mărturisirii păcatului, eu nu am păcatul iertat, dar sunt socotine neprihănit. Este absurd. A fi socotine neprihănit înseamnă să ai păcatul iertat cum am spus, de mai multe ori, confuzia se face între poziția pe care o avem înaintea lui Dumnezeu, prin care ni se dă iertarea completă a păcatelor și aplicarea către conștiința noastră a acestei iertări a păcatelor. Este adevărat, eu trebuie să mărturisesc orice păcat, chiar dacă sunt sigur de iertarea păcatelor în jertfa Domnului Iisus. De asta mi le mărturisesc. De asta mi le mărturisesc. Eu nu mi le mărturisesc ca să fiu din nou socotit prihănit. Eu nu mi le mărturisesc ca să fiu din nou iertat de toate păcatele mele, ceea ce s-a întâmplat în momentul justificării. Eu mi le mărturisesc ca să fie restabilită părtășia mea cu Dumnezeu. Eu mi le mărturisesc ca să fiu iertat, într-adevăr, în sensul acesta de a-mi fi restabilită părtășia cu Dumnezeu. Da? Ăsta este sensul iertării păcatelor descris, dezbătut în 1 Ioan, capitolul 2. Avem la Tatăl un Mijlocitor care este în de ispășire pentru păcatele noastre, și numai pentru păcatele noastre, ci pentru păcatele întregii lumi. Vom să ascultăm ultima idee, a treia idee majoră pe care vreau să o analizăm din acest clip. Problema păcatelor prezente și viitoare trebuie rezolvate, cred eu, uzând de uh, alte mă deci, mă rog, De poziția Domnului Isus ca mare preot. Dar, ce spune Ioan, copilașilor? Dacă cineva a păcătuit, avem la Tatăl un mișlocitor. Bun, în capitolul 2. Iisus Hristos e marele preot al mărturisirii noastre. El mărturisește pentru noi înaintea Tatălui Ceresc. Observați că se evite până la final, și puteți asculta clipul pe internet, se evite până la final conexia făcută de Sfânta Scriptură între mișlocirea Domnului Isus și moartea Domnului Iisus Hristos. Se evită. Se spune Domnul Iisus în jertfa lui a plătit toate păcatele până în momentul în care ne-am convertit, după momentul în care ne-am convertit, uzăm de poziția Domnului Iisus ca, ca mare preot, ca mijlocitor, ca mărturisitor. Ascultați ce spune 1 Ioan 2 și mi se pare foarte ciudat și ironic că se citează din pasajul acesta, dar se scoate în mod evident de acolo un aspect fundamental. Avem la Tatăl un mijlocitor care este jertfă de ispășire pentru păcatele noastre. Mijlocirea Domnului Isus se bazează pe moartea Domnului Isus Hristos. Ele merg mână în mână. Asta înseamnă Domnul Isus ca mare preot. Domnul Isus este mare preot nu doar în momentul convertirii. El este mare preot în momentul convertirii. Primesc iertarea păcatelor datorită morții sale și mijlocirii sale. După momentul convertirii sunt iertat datorită morții sale și mijlocirii sale. Asta spune Ioan. Nu asta spun frații. Frații fac o ruptură între persoana Domnului Iisus Hristos și lucrarea Lui și spun, o parte din păcate îmi sunt iertate în baza jertfei Domnului Iisus Hristos, cealaltă parte din păcate îmi sunt iertate în baza poziției Domnului Iisus de mijlocitor, de mărturisitor. Biblia nu spune lucrul ăsta. Biblia spune că cele două merg mână-mână. Ele sunt legate în aceeași persoană, în aceeași lucrare. Și beneficiem de aceeași persoană, de aceeași lucrare, odată pentru totdeauna și mereu pe baza morții Domnului Iisus Hristos în care ne sunt iertate toate păcatele, apelăm la mijlocitorul nostru Domnul Iisus Hristos în care ne sunt iertate toate păcatele. Am vrut să vă atrag atenția în clipul acesta asupra unor modalități în care cred că se face un atac asupra jertfei Domnului Iisus Hristos, asupra suficienței jertfei Domnului Iisus Hristos, asupra legăturii dintre moartea Domnului Iisus Hristos și mijlocirea Lui, asupra esenței Evangheliei. Și chemarea mea pentru voi este la discernământ, la analiză, la cunoaștere, la cercetare, la studiu și la acceptarea învățăturii Sfintei Scripturi și la acceptarea unei învățături uh, biblice, la acceptarea Evangheliei complete, la acceptarea unei Evanghelii nedistorsionate, la acceptarea unei Evanghelii a Harului, la acceptarea acestei Evanghelii care produce iertarea păcatelor și care produce cu adevărat sfințire în cei credincioși care îi sfințește, cum spune Apostolul în Evrei, odată pentru totdeauna, care îi desăvârșește odată pentru totdeauna pe cei care au fost sfințiți. Vă salut, vă invit să dați un share, un like la acest clip și vă aștept la următoarea apologie.